Bună ziua, am revenit cu partea a doua, s-a întrerupt înregistrarea. Deci, era vorba că facem. Ia uite, cineva se transformă cu moartea, iar. Este cam greu, este invers. Refuzați unii dintre voi această transformare. Dar cu cât o refuzați, cu atât vă produce mai multă suferință. Încă sunteți în confuzii, încă trebuie să vă conectați la o latura voastră foarte profundă. Cred că unii dintre voi trebuie să vă rezolvați problema cu mama voastră. Pentru cei care aveți obiceiul să aveți relații multiple, trebuie să vă rezolvați problema cu mama voastră. Deci, cum sunteți văzuți de persoana de care sunteți interesați, cu care ați dori un început, cu care ați dori o relație? Cum sunteți văzuți? Șapte de mâini de invers. Cum sunteți văzuți? Nu se mai. Asul de spade. Cum sunteți văzuți? Taur. Soarele în Venus ascendent în Taur. Cum sunteți văzuți de persoană? Trei de. Trei. Sunteți văzuți ca o persoană care nu se implică, trei de cupe și este clar. Pentru un grup dintre voi, evident, nu vă supărați, această etalare este pentru unii dintre voi, da? Care ați manifestat această lipsă de implicare în relații, implicare emoțională. Nu v-a plăcut să vă angajați pe perioadă lungă sau să nici nu v-ați gândit la căsătorie sau relații stabile. V-au plăcut prieteniile și relațiile multiple. Deci asta este valabil pentru aceștia. Cum îi vedeți voi pe ei? Și probabil că da, a apărut mai devreme moartea invers. Probabil că unii se transformă, alții încă se opun acestei transformări și da. Încă o carte, vă rog frumos. Cum îi vedeți voi pe ei? Încă o carte. Cât timpul trece. Încă o carte. Da? Steaua. Fantastic, ce diferență între voi doi. Deci, cum îi vedeți voi pe ei? Îi vedeți ca pe niște persoane foarte puternice, apt să manifeste orice își doresc, care se vindecă după această situație neplăcută, trei de cupe, trei de spade, da? Se vindecă, poate unii țin post, se conectează la spiritualitate, au și marele preot în poziția aceasta normală și steaua. Probabil că în mai se întâlnesc cu o persoană foarte importantă și îi vor ajuta în vindecarea lor sau pur și simplu îi vedeți ca pe persoana pe care v-ați dorit-o toată viața, o persoană foarte dedicată, angajată, serioasă, stabilă și cred că e persoana care vă poate transforma în ceea ce ar trebui să fiți unii dintre voi. Ce diferență! Wow! În fine, cum vă văd ei? Trei de monede invers, asul de spade și trei de băte. Cred că sunteți la distanță de ei cu acest trei de băte. Vă văd că nu vă mai implicați, sau poate nu v-ați implicat, că doar aveți marele preot invers și trei de cupe. Probabil nu v-ați implicat în relația cu ei pentru că v-ați implicat în alte relații multiple sau în acest trio sau în alte prietenii. Nu neapărat, pur și simplu, unora le place să petreacă mai mult timp cu băieții la bere sau cu fetele la, nu știu, cumpărături. Da, și atunci nu se implică în relații. Acest mare preot invers spune foarte multe.
Și în continuare să vă arăt ce apare. 8 de spade și asul de cupe. N-ați putut manifesta această dragoste divină care v-a fost adusă în viață. N-ați putut manifesta acest început dragoste. Pentru că nu vă place, nu v-a plăcut să vă implicați. V-a fost frică, este o stare de frică. N-ați vrut să vă implicați nici măcar mental, n-ați vrut să vă gândiți, ați ocolit gândurile. Dacă cumva va apărea persoana în gând, încercați să ocoleați, să ocoliți aceste gânduri. Interesant, interesant. Deci ei vă văd de ca și când nu ați vrut, ci nu vreți să vă implicați. Știu că aveți un potențial. Da? 7 de bâte reprezintă adesea o persoană muncitoare care se implică, care sădește, dar n-ați vrut să sădiți nimic în această relație cu ei, cu această persoană. Da? Vă consider o persoană destul de dură în felul în care vă exprimați. Poate că aveți niște victorii la nivel intelectual în meseria voastră, poate lucrați în domeniul cuvântului, al justiției. Sabia reprezintă cuvântul scris și spus. Probabil că unii dintre voi scrieți foarte mult, aveți o carieră de succes în acest domeniu, da? Și știu și văd lucrul ăsta, da? Dar pe de altă parte nu v-ați implicat. Poate și lor le-ați spus anumite lucruri într-un mod foarte dur. Cum vă mai văd ei? Vă văd la distanță. O perioadă au văzut un viitor cu voi. Rămâne de văzut cât mai pot să vadă, pentru că această carte foarte profundă e deja în mișcare. Da? În această poziție încep să se schimbe. Sunt pe cale să taie legătura cu dumneavoastră. 3 de bâte. E o persoană pasională care în stare să călătorească la distanță pentru ceea ce își dorește, pentru 4 de bâte, pentru o relație stabilă, pentru a pune bazele unei colaborări, a unei relații. Da. Vă văd în stare, dar totuși, pe de-o parte, adică vă trebuie doar hotărârea să vă implicați. Trebuie doar să răsuciți acest preot, marele preot invers. În momentul în care reușiți să vă transformați, puteți fi o persoană care poate să manifeste pe perioadă îndelungată multe lucruri frumoase. Cred că au văzut un potențial în voi. Cred că, de fapt, ei sunt aici văzându-vă în depărtare. Dar dacă nu v-ați implicat, asta e. Cum îi vedeți voi? Am spus mai devreme de steaua, de marele preot, da? Dați în urmă eventual. Îi vedeți ca pe o stea, ca pe o persoană pe care v-ați dorit-o dintotdeauna, poate unii din copilărie. Și pentru că, repet, simt că n-aveți o relație cu mama voastră, n-ați înțeles-o foarte bine. Unii dintre voi ați adoptat relații multiple și nu ați dori să vă implicați serios în relațiile cu părțile feminine. Sau mai mult sau mai puțin. Cum îi vedeți? Îi vedeți ca niște persoane foarte intense. Asta e cartea Scorpionului. Este o persoană plutonică. Persoana aceasta transformă pe dumneavoastră și pe cei din jurul lor, cei cu care au de-a face. Poate și ei se transformă. Dacă sunt dezamăgiți că doar vor să întrerupă legătura, da? S-ar putea să încerce să taie legăturile karmice dintre dumneavoastră, da? Dacă în această poziție, această relație foarte profundă de câțiva ani de zile sau sunteți prieteni de câțiva ani de zile sau vă știți din copilărie sau simțiți că aveți această relație dintr-o altă viață, poate aveți pe nodul sud, pentru mine această carte reprezintă nodul sud al lunii. Aveți niște conjuncții acolo, da? Și simțiți profunzimea emoțiilor și legătura aceasta adâncă dintre voi doi. Ei, dacă a fost un trio, repet, dacă n-ați vrut să vă implicați, ei au așteptat, au văzut potențialul, da? Au așteptat. Și acum se transformă și ei. Nu vor să mai aștepte și întrerup legătura.
probabil că vor tăia într-un mod foarte dur legătura karmică și asta înseamnă că va trebui să preluați o karmă. Așa că încercați să vă reconectați la spiritualitate, cum am spus mai devreme. Da, știu că nu o să placă mesajul tuturor, dar asta e, așa îl văd, așa îl transmit, așa simt, așa transmit. 9 de monede. Îi simțiți echilibrați financiar, au multe rezultate. 9 de monede e similar cu împărăteasa, varianta simplă, arcana minoră. Simțiți că au rezultate profesionale foarte, foarte bune, de care sunt mândri. Se echilibrează financiar, sunt într-un proces de creștere financiară. Sunt singuri, poate chiar se mută și stau singuri, în fine, rămâne de văzut. Oricum, sunt foarte bine cu ei înșiși și nu vor să facă compromisuri. Este o persoană care are ce face. Nu neapărat că merge la cumpărături, discută cu acest vultur, de are preocupări intelectuale, are preocupări artistice. Este semnul lui Venus, da? Este frumoasă. Așa o vedeți și voi. O vedeți frumoasă, stabilă. Și simțiți că doar, da, taurii sunt foarte sensibili. Simțiți că sunt pe cale să tai această legătură. Deci, și nu cred că e persoana toxică. Nu cred. Pentru că va apărut mai devreme 6 de cupe în poziția susținerii, da? În poziția energiei susținătoare. Deci, cum îi vedeți voi? Să vă mai arăt, da? Cum îi vedeți voi? Ce frumos! Magicianul, puterea, da? Împăratul, împăratul, marele preot. Probabil că sunt și foarte, încep să se controleze. Și cum vă văd ei? Faceți diferența? Unii dintre voi nu vă, nu, nici nu ați comunicat cu ei. Valetul de, nu ați vrut să comunicați, ați alungat gândul că această persoană ați putea să. Și totuși, o vedeți într-un mod foarte, foarte frumos. Probabil că vă intimidează. Am senzația că această persoană vă intimidează și totuși a trebuit să vă întâlniți cu această persoană ca să vă schimbe viața. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și da, vă iubesc, la revedere, numai bine!